dimineața. Haideți să începem. Dau citire proiectului ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pe anul 2015. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu sunt, are cuvântul domnul... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamne și domnilor consilieri, în conformitate cu hotărârea de guvern 950/2015 a adresei Ministerului Finanțelor numărul 420/211/11/2015, în baza deciziei șefului administrației județene a finanțelor publice patru numărul 25/11/2015, s-au alocat banii din taxa de valoare adăugată pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat în sumă de 1.196.000 lei. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 156/23/11/2015, s-au alocat bani în sumă de 300.000 de lei asigurarea drepturilor de alocație zilnică de hrană, de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale. Din analiza efectuată de Departamentul de Specialitate, Serviciul Buget Contabilitate, s-a constatat că este necesară efectuarea unor privări de credite de la un capitol la altul, atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare, pentru asigurarea unor cheltuieli viitoare. În baza contractului de finanțare legat între Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice și Municipiul Onești, de care se finanțează cu fonduri europene nereambursabile investiția în angajare cronică pentru persoane vestice în Municipiul Onești, deoarece nu s-a finanțat achiziția dotărilor din lipsa ofertanților, este necesară prelungirea datului proiectului și încheierea unui act adițional care va fi înfățit printre alte documente de hotărârea Consiliului Local în care se aprobă lista pluriennală de investiții pentru anul 2016 cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia în sumă de 565.000 lei. Bugetul local al municipiului Onești actualizat este prezentat în anexa numărul 1 la hotărâre. Lista de investiții cu modificări ulterioare este prezentată în anexa numărul 2. Lista multianuală de investiții este prezentată în anexa numărul 3. Față de această situație, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate pentru a prezenta raportul. Doamnelor și domnilor consilieri, la adresa numărul 3656 din 11/12/2015, Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău a repartizat suma de 1.196.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru plata salariilor din învățământul preuniversitar de stat. Din analiza efectuată de organele de specialitate din cadrul Direcției Economico-Financiare, Serviciul Buget Contabilitate, s-a constatat că este necesar actualizarea creditelor la unele capitole din structura bugetului pe anul 2015. La cheltuieli de personal, capitolul 51 a fost redus cu suma de 300.000 lei. Capitolul 65, învățământ, a fost suplimentat cu suma de 1.196.000 lei. La cheltuieli materiale, capitolul 65, învățământ, a fost suplimentat cu suma de 13.000 lei. Capitolul 70 a fost suplimentat cu suma de 517.000 lei. Dobânzi la 55.02 s-au redus cu 150.000 lei. Restituiri din anii precedenți, un minus de 67.000 lei. La prefinanțări, capitolul 68, titlul 56.02 s-a redus cu 10.000 lei, iar capitolul 65, titlul 56.02 s-a suplimentat cu 10.000 lei. A fost necesară rectificarea bugetului local al municipiului Onești pentru a include în structura bugetului suma de 13.000 lei, reprezentând suma alocată de Consiliul Județean Bacău prin hotărârea 156 din 23.11.2015, necesară pentru angajarea drepturilor de alocație zilnică pentru copii, elevi și tineri cu cerințe educaționale speciale. Având în vedere contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice și Municipiul Onești, prin care se finanțează cu fonduri europene nereambursabile investiții, amenajare, cămin pentru persoane vârstnice în Municipiul Onești, Județul Bacău, vă aducem la cunoștință următoarele.
Deoarece nu s-a finalizat achiziția dotărilor pentru proiectul mai sus menționat, este necesară prelungirea proiectului prin încheierea unui act adițional, ce va fi însoțit de hotărârea Consiliului Local, care va fi cuprinsă lista multianuală de investiții pentru anul 2016. Bugetul local al municipiului Onești, cu modificările ulterioare, este prezentat în anexa numărul 1 la hotărâre. Lista de investiții actualizate este prezentă în anexa numărul 2 la hotărâre. Și la anexa numărul 3 este lista multianuală de investiții în anul 2016. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizul Comisiei de Specialitate. Unanimitate de voturi, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. La ce mai sunt? Mai aici, domnul Sergeant. Are cuvântul domnul consilier. Dacă am o ședință pe buget, las mă refer exclusiv la partea salarială a profesorilor, care, bineînțeles, stăm de acord. Am să atrag totuși câteva linii de discuții legate de preocuparea executivului, și a noastră n-ar vrea să ne ascundem, legată de mediul de afaceri din Onești, creatoare de locuri de muncă, creatoare de venituri. Văd că nu există o preocupare de a atrage noi investiții, de a atrage noi investitori și am stat asta și nu vreau să mai repet. Dar măcar ceea ce avem să păstăm. Și prin asta aș dori să vă arăt, sau mă rog, cred că cu siguranță știți, că două zone din Onești care, cumulate, au în jur de 2000 de angajați. Zona Chimic, a cărui drum din partea de sus până se coboară este cunoscute, dar mai ales drumul care duce la partea 2 și la partea 3 care sunt distruse complet, care se cad în sarcina administrației. O altă zonă cu un drum total defectos este zona Crocu, care iar acolo cumulate fibrele din zonă sunt peste 1000 de locuri de muncă. Nu de domnul Cătiu, dar sunt peste 1000 de locuri de muncă în zonă afectate, în special Crocu, care face export, face livrări în țară, vin tiruri și e o zonă destul de afectată, ales că drumurile de zonă sunt preparate, din câte am înțeles, de cei de acolo. Și asta în condițiile în care vedeți și dumneavoastră în oraș, dezvoltarea mediului de afaceri se completizează dezvoltarea afacerii 38, dezvoltarea magazinului second hand, dezvoltarea vânzărilor produse China, care reprezintă un barometru al sărăciei. Și dorim, prin ceea ce spunem noi astăzi, sau cel puțin ce spun eu, să găsim o soluție astfel încât să oprim această cădere economică a Oneștiului și măcar dintr-un punct anume să reușim să o oprim și să încercăm o dezvoltare. Un alt subiect care am dorit să-l anunț astăzi și pe care doresc să vă gândiți, pentru că este o discuție aprinsă în oraș legată de gunoi. Mă rog ca la următoarea ședință să găsim un moment în care să discutăm această situație, pentru că cei de la asociații sunt oarecum n-au soluții, sau mă rog, nu li s-a transmis, sau dacă se l-ați transmis, vreau să ne spuneți care ar fi direcția începând cu următorul an, mai ales că am înțeles că plata va fi de la anul, direct la primărie, poate găsiți o locație, dacă va fi aici, în care toți locuitorii în oraș, gândiți-vă ce înseamnă la 3 luni să vină toți locuitorii noastre să plătească gunoiul. Ați găsit o soluție astfel încât să nu blocați primăria? Pentru că va fi un afux destul de mare, mai ales că și plata la 3 luni este destul de grea pentru mare majoritatea locuitorilor, având în vedere veniturile foarte mici. Plata la o lună mai era cum mai era. Cam asta era. Da, contractul legat cu Corompresul, dacă îi puteți pune la dispoziție, pentru a fi studiat. Da, mulțumesc frumos. Are cuvântul domnul Lucie Tumar Matin. Referitor la drumul pe care l-ați menționat mai devreme, cred că cunosc situația mult mai bine ca dumneavoastră, în sensul în care sunt cereri făcute în primul rând de firma Crocu, discuții portate cu directorul general de acolo. V-ați evitat să spuneți ce alt angajator în zona respectivă și mai ales cum influențează starea drumului acelui angajator în prisma utilizărilor grele pe care le folosește și modul cum depozitează materiale în masă. Este foarte bine că și cel de-al doilea angajator își desfășoară activitatea acolo. Sunt de acord cu dumneavoastră că ambii angajatori trebuie sprijiniți
Și nu râdeam, ci doar am zâmbit, pentru că observ că întotdeauna încercați să puneți problema dintr-un anumit punct de vedere, care să nu afecteze oarecum imaginea unor persoane apropiate partidului din care faceți parte, și e bine că faceți lucrul acesta. Intenția este de a sprijini și de a dezvolta infrastructura în toate aceste zone unde în ultimul timp s-au dezvoltat angajatori, și susțin ca și dumneavoastră această intenție. Pe departe gândul sau intenția mea, cum a spus, că am râs. Nu râd, că nu e nimic de râs în situația asta, din contră. Iar referitor la preocupările privind dezvoltarea și dezvoltarea a noi locuri de muncă, sunt sigur că nu sunteți unul dintre cei ce urmăresc pagina mea de Facebook, pentru că alte mijloace de promovare în ultimele zile și în ultimul timp, alături de alți colegi din primărie, nu sunt singura persoană care fac demersul ăsta, încercăm să purtăm discuții cu persoane care pot influența dezvoltarea sau aducerea unor investiții în zonă. Mă refer aici, eu știu, oameni de afaceri, ambasade și așa mai departe. Cred că este un efort pe care trebuie să-l facem împreună. Nu cred că trebuie să ne arătăm cu degetul prin Consiliul Local care ce face, cum face. Este o responsabilitate care va aparține în aceeași măsură și dumneavoastră cum ne aparține și mie. Și cred că împreună putem face lucruri bune. Mulțumesc! Da, tot ați adus aminte de acel investitor. Acel investitor are 400 de angajați, să știți, care aduce venituri importante la acest buget. Dacă doriți să plece de la, spuneți-i, merg în față, dacă doriți să plece de la. Și 400 de locuri de muncă sunt foarte importante, plus că asigură salariile destul de consistente. Aveți aceeași abordare de care nu vă deziceți, nu vă mai pot. Cred că cine a vrut să înțeleagă a înțeles, pentru că sunt pentru a sprijini. Ideea este că bunurile comune care aparțin localității trebuie întreținute de toată lumea în aceeași măsură. Mă refer aici la starea drumurilor și la angajatări. Are cuvântul domnul consilier sergent. Întrebare pentru doamna. Dacă sunt acoperite și în afară de salarii și restanțele din urmă? Da, s-au dat 3.211, s-au dat la hotărârile judecătorești. Total sau în parțial? Ce-a primit de la Ministerul de Finanțe. Eu înțeleg și de asta am intervenit, în ce scuze, da. Vorbesc, dar înțeleg că 2% mai trebuie să acopere tot. Nu înțeleg de ce această, eu știu, prelungire a activității se putea da și cei 2% și termina tot. Nu depinde de noi. Asta de inspectoratul școlar care a făcut demersurile mai departe. Tocmai exact asta spuneam. Ceva e în regulă. Pentru 2% le certăm încă un an ca să-i scoate. 2% înseamnă la școală, mai cel puțin, înseamnă 1.000 de lei. Da, mulțumesc, atât de vreau să știu. Dacă mai sunt discuții de mașina proiectului? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Declar închisă ședința extraordinară de astăzi. Cu precizarea că ședința ordinară va avea loc pe 2 decembrie. Totuși...